Vă salut, prieteni! Astăzi vom vorbi despre citatele celebre ale lui Henri Lacordaire. Un popor este o comunitate care nu are decât un singur suflet și o singură istorie. Orice război de eliberare este sacru, orice război de asuprire este blestemat. Timpul confirmă sau distruge prietenia. Tăcerea este o mare virtute. Ea nu este lașitate decât dacă onoarea cere să o întrerupem. Un om care urcă își schimbă orizontul. El este întotdeauna mai mare sau mai mic decât el însuși. Ce este o femeie decât cărmuirea cea mai admirabilă? Prietenia este capătul și recompensa supremă a iubirii conjugale. Adevărul se oprește la inteligență, frumusețea pătrunde la inimă. Îndeplinirea datoriei este adevăratul izvor al liniștii sufletești. Tinerețea este sacră din cauza primejdiilor ei. Când ne-am născut, Dumnezeu ne-a dat ca leagăn inima unei mame. Cel dintâi act al rațiunii împotriva răului este de a-l preveni. Libertatea există doar în acele țări în care legea poate stăpâni pasiunile. Dragostea conjugală este cea mai puternică din toate cât timp durează. Războiul este actul prin care un popor rezistă nedreptății cu prețul sângelui său. Este om de onoare cel care își măsoară drepturile prin obligațiile pe care le are. Să punem mai presus de orice datoria și demnitatea. Pretutindeni unde omul vrea să se vândă, găsește cumpărători. Fericirea depinde numai de lumina noastră interioară. Ca femeia ta să aibă un orgasm profund, cel mai important este preludiul. Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te. Dacă vrei să fii fericit o viață, iartă. Nu uita să-mi dai un like, să te abonezi la canal și apasă clopoțelul pentru a fi notificat când postez ceva nou. Ne revedem în video următor.